Începe organizarea concursului pentru șefia secțiilor medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slatina. Medicii care își doresc să ocupe aceste posturi s-au înscris deja pe listă, iar peste câteva zile vor susține probele. În ultimii ani, aceste posturi au fost ocupate fără concurs, ceea ce reprezenta un dezavantaj pentru unitatea medicală, susțin cei din conducere. Avantajul pentru orice manager al unei instituții sanitare să aibă șef de secție cu concurs este acela că se pot încheia contracte de administrare cu șefii de secție, contracte de administrare care se încheie pe 3 ani de zile și în aceste contracte sunt trecuți acei indicatori de eficiență, atât economică cât și medicală. Și asta nu poate să aducă decât un plus în fiecare secție. Concursul va avea loc pe 17 octombrie. Medicii vor prezenta un proiect pentru dezvoltarea secției pentru care candidează. Celelalte două probe vor consta prima într-un test grilă despre cunoștințele din legislația specifică spitalelor, iar cealaltă va fi o probă clinică. Vorbim de secția neonatologie, unde s-a înscris doamna doctor Alexe, secția neurologie, unde s-a înscris domnul doctor Renică Diaconescu, secția cardiologie s-a înscris domnul doctor Andrițoiu, medicină internă, doamna doctor Rădoi Olimpia și-a depus candidatura, pe secția oncologie, doamna doctor Știucă, de asemenea pentru nefrologie și-a depus dosarul doamna doctor Mihăilescu, secția psihiatrie, este vorba de doi candidați, doamna doctor Mischie și doamna doctor Dumitrescu. De asemenea, pentru laboratorul de analize medicale și-a depus dosarul doamna doctor Țecu și pentru laboratorul anatomie patologică, doamna doctor Munteanu Mihaela. După concursul pentru secțiile medicale, urmează cel pentru secțiile chirurgicale. Dacă nu vor fi ocupate toate posturile libere, concursul va fi reluat până la finalul anului.